Adriana Bahmuțianu nu a putut să-și vadă copiii după moartea lui Silviu Prigoană și abia câteva zile mai târziu a putut să stea de vorbă cu băieții ei. Vedeta declara că nu înțelege de ce îi se interzice acest drept și a făcut o plângere. A fost deschis un dosar penal pentru lipsire de libertate și rele tratamente aplicate minorului, iar unul dintre avocații ei spune și ce urmează să se întâmple. Bahmuțianu a declarat că a fost deschis un dosar penal în REM pentru a se identifica oamenii care ar fi împiedicat-o pe Adriana Bahmuțianu să-și vadă copiii. Concret, acest lucru înseamnă că se cercetează fapta, dar că încă nu se știe și cine sunt cei acuzați. Avocatul a mai explicat și faptul că dosarul penal a fost preluat de parchetul curții de apel și că nu este doar o cercetare făcută de poliție. S-a înregistrat dosarul, ceea ce înseamnă că, din punct de vedere formal, plângerea a îndeplinit toate condițiile legale. Se efectuează o urmărire penală în REM în vederea identificării tuturor persoanelor ținând de infracțiunile pe care le-am reclamat. Ca o noutate, pot spune, însă, că dosarul va pleca de la secția 10 poliție la parchetul curții de apel, întrucât în cauză vor fi făcute cercetările și pentru un avocat. Așadar, competența aparține parchetului curții de apel București. Procurorii de la parchetul curții de apel au preluat cauza. Deci nu este doar o cercetare la poliție. Deci arată totuși un grad de seriozitate, să zicem, din această perspectivă, a declarat avocatul Chiciu. În mod evident, procurorii vor trebui să audieze toate persoanele care au fost în acea seară în care Adriana Bahmuțianu s-a dus să-și vadă, în mod legal și temeinic, copii. Vor fi audiate absolut toate persoanele din casă, persoanele care erau invitate acolo și sigur, după părerea mea, toți ar trebui să răspundă la o simplă întrebare. De ce au refuzat prezența mamei alături de copiii minori? E o întrebare foarte simplă. Nu e un dosar foarte complicat, dar toți trebuie să răspundă de ce i-au interzis Adrianei contactul cu copiii ei până la urmă. Era foarte simplu să o poftească în casă să discute, să analizeze ce s-a întâmplat. Era, totuși, un moment foarte dificil, le muriseră tatăl, e un moment greu și s-a interzis accesul. Eu mă gândesc la o extindere a cercetărilor și pe alte infracțiuni și pe alte persoane, pentru că acolo au fost și funcționarii statului. Persoane care au stat și au privit cum o mamă stă la ușă și nu poate să intre în contact cu copiii ei, deși avea dreptul legal. Când autoritățile statului sunt pasive la așa ceva, eu cred că trebuie să explice de ce sunt pasive și de ce nu intervin conform competențelor legale, că de aia sunt autorități. Dosarul trebuie să ajungă în instanță. Dosarul trebuie să primească o soluționare din partea parchetului curții de apel sau, dacă nu este identificată vinovăția, unui avocat. Dosarul va retrimis la procurorii de la pe lângă parchetul judecătoriei sector 3. Așadar, până să ajungă în instanță, dosarul trebuie soluționat de procurori. Adriana Bahmuțianu are dreptul acesta să-și vadă copiii. De ce până acum nu și l-a exercitat și de ce a fost împiedicată să și-l exercite, vor trebui să ne răspundă procurorii. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.